Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Hai la teatru, se redeschide stagiunea teatrală. Instalarea ca protoereu a preotului Nicolae Zaharia la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Onești. Mihaela Cambei, triplă campioană europeană calificată la Jocurile Olimpice. Se redeschide stagiunea teatrală de luni 26 februarie de la orele 19 pe scena cinematografului Capitol din Onești cu un spectacol care îi aduce împreună pe aceeași scenă pe Cristi Iacob, pe Tania Popa, pe Andreas Petrescu și Aura Călărașu. Despre dragoste cu ură spune povestea cuplurilor în care comunicarea lipsește, fiind înlocuită de certuri, neînțelegeri și secrete bine ascunse. Însă viața este plină de surprize și umor. Accesul general este de 70 de lei. Biletele sunt disponibile de miercuri 14 februarie de la ora 13 la Cinema Capitol. Într-un cadru solemn, Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Onești va găzdui luni 19 februarie de la ora 9 o ceremonie specială, marcând sinaxa liturgică anuală a preoților din protopopiatul Onești. Punctul culminant îl va constitui instalarea în funcția de protoereu al protopopiatului Onești a preotului Nicolae Zaharia. Începând cu ora 9, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va conduce Sfânta și Dumnezeiasca liturghie înconjurat de un impresionant sobor de preoți. Un grav accident s-a produs pe drumul național 2 în localitatea Nicolae Bălcescu, județul Bacău, care a condus la blocarea traficului pe un sens. Autoritățile au intervenit rapid, iar poliția a dirijat circulația pentru a gestiona situația. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în comuna Nicolae Bălcescu în urma unui apel primit pe numărul unic de urgență 112, care anunța producerea unui accident rutier în care sunt implicate o dubă și un autocamion. La locul indicat s-a deplasat o auto specială de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMUR și o ambulanță SAJ. În urma accidentului a rezultat o victimă descarcerată de pompierii militari, conștientă cu multiple traumatisme. Aceasta a fost predată echipajului SAJ în vederea transportului către unitatea spitalicească. Mihaela Cambei, triplă campioană europeană și calificată la Jocurile Olimpice. Arena din Sofia a fost martora unei performanțe excepționale în cadrul campionatelor europene de senior din Bulgaria, care au funcționat și ca etapă de calificare olimpică pentru Paris 2024. Mihaela Cambei, sportiva noastră de excepție, a cucerit inimile publicului și a adus bucurie în țară, câștigând numai puțin de 3 medalii de aur. Cu un total olimpic impresionant de 199 de kilograme, Mihaela a stabilit un nou record european la categoria de seniori under 23. Performanța ei remarcabilă a inclus 90 de kilograme la stilul smulg și 109 kilograme la stilul aruncat. Această realizare nu numai că îi aduce Mihaelei onoarea de a fi triplă campioană europeană, dar o califică și pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Ovații și mândria au însoțit sunetul imnului României la Arena din Sofia, iar Oneștiul poate fi mândru să-și numească această campioană. Felicitări, Mihaela Cambei, un exemplu de dedicație și perseverență. Mulțumiri antrenorilor Gheorghe Maftei și Cristina Maftei pentru contribuția lor la succesul acestei aventuri sportive remarcabile. Oneștiul se pregătește deja să strălucească oficial la Paris, având-o pe Mihaela Cambei în prim planul performanțelor sportive. Joia februarie, de la ora 16, la Centrul Cultural Ion Talianu din orașul Stațiune Târgovna, a avut loc un dublu eveniment. Este vorba de expoziția de pictură a artistului târgovnean Mihai Nechita Burculeț, urmată de un mini-spectacol coordonat de profesor Georgeta Nechita Burculeț. Detalii în minutele următoare. Metafora. Transport, transfer. Este esența însăși a ceea ce mișcă acest univers. Metaforă. Mă uitam după examene naționale, evaluări. Cu siguranță că învață la școală despre așa ceva. Dacă la început a fost cuvântul, cum ne spune Ioan, atunci totul este o metaforă care pornește de la cuvânt, de la spirit, de la ceea ce s-a, deci de la creator și de la creat. Metaforă
nu este tot ce ne înconjoară. Trăim cu toții într-o metaforă. În metafore multiplicate la infinit. Natură moartă. Peisaj. Ziceți-le cum vreți. Orice categorie am încercat să creăm pentru a încadra o anumită operă plastică, este fatalmente, cel puțin în cazul lui Mihai, mai ales în cazul lui Mihai Nicita Vulculeț, este o convenție. Deci una dintre lucrările lui nu este doar portret. Ce este acesta? Acum că e lângă mine. Este portret, este numele lui gen. Că-i aparține. Peisaj. Care peisaj? Ce peisaj? Care peisaj dintre cele de pe aici sunt doar niște peisaje? Tot ceea ce creează Mihai, Nechita Burpreț, sunt, este tot ceea ce creează, este, sau toate lucrările sale sunt, tot atâtea bucățele, încercări de a surprinde particule elementare ale metaforii. Bucățele de metaforă. Așa încât am putea să spunem că Mihai pictează un singur gen de pictură. Dacă vrem. Dar nu ne obligă nimeni să spunem nimic. De zeci de ani, nu contează, de când ne știm, nu încetez a mă uimi și a mă bucura când privesc, când privim eu și soția mea, ceea ce creează el. Bucurați-vă și dumneavoastră, dacă puteți, alături de noi. Și pentru că este o ocazie specială, ne aflăm la în locul geometric egal depărtat de 5 și 12. Nu, 5 cu 12 fac 17, împărțit la 2, 8 jumate, acolo. Cam pe aici. Și pentru că suntem la acest moment și aniversar, dublu aniversar, 150 de ani, sau, da, 150 de ani, două vieți ca una, două vieți ca una, dedicate, sau dedicată viața artelor, vă spun, dragii mei prieteni, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere și să ne ajutați, sau să ne primiți pe toți, cu aceeași generozitate, în metafora voastră. Metafora noastră. PNCCD Mănăstirea Cașin, singurul partid cu sediu. O adevărată surpriză în sânul comunității din Mănăstirea Cașin vineri 9 februarie, când în inima comunei a apărut o inscripție impresionantă ce indică sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Președintele partidului PNCCD Onești, Ștefan Bogdan Oprișan, a inserat pe banner și un mesaj profund patriotic: Renaștem pentru țară. Contactat telefonic exclusiv pentru Acum TV, președintele PNCCD Ștefan Bogdan Oprișan a confirmat faptul că în scurt timp va avea loc deschiderea oficială a sediului, fapt care va coincide cu lansarea candidaturii politice. Mesajul patriotic exprimat pe banner indică viziunea partidului asupra implicării sale active în procesul de revitalizare națională. Renaștem pentru țară devine un apel către unitate și rededicare față de valorile fundamentale ale națiunii. Cu ochii ațintiți spre viitor, Mănăstirea Cașin se pregătește pentru un moment de referință în viața politică locală. Potrivit informațiilor transmise de președintele PNCCD Mănăstirea Cașin, momentul inaugurării sediului va aduce împreună membrii ai comunității și reprezentanți ai partidului, subliniind importanța colaborării între liderii politici și cetățeni pentru o dezvoltare sustenabilă. Scurt istoric al PNCCD, partidul istoric ale cărui rădăcini pornesc încă din 1848 prin Mitropolitul Ortodox al Transilvaniei, Andrei Șaguna, membru de onoare al Academiei Române, rămâne canonizat de Biserica Ortodoxă Română pe 30 noiembrie. PNC s-a format prin unirea din 1926 a partidului lui Iuliu Maniu, este vorba de Partidul Național Român, și cel al lui Ioan Mihalache, Partidul Țărănesc, fiind practic actul de naștere al Partidului Național Țărănesc. În 1947 a început prigoana comunistă împotriva PNC. Partidul a pierdut 2 milioane de membri în închisorile comuniste. Prima acțiune politică de reacție
activarea PNC a fost lansarea manifestului Apel către țară. În noaptea dintre 22 spre 23 decembrie 1989, semnat printre alții de Corneliu Coposu, Ion Diaconescu. În ianuarie 1990, Tribunalul Municipiului București a înregistrat prima cerere de înscriere a primului partid politic post-decembrist, aceea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, noua titulatură a PNC pusă în acord cu apartenența la Internaționala Creștin Democrată. Corneliu Coposu a devenit președinte al PNCCD. Laurențiu Neghină, primarul Oneștiului, alături de președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, de europarlamentarul Dragoș Benea, de prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, de vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Banfil, au susținut o conferință de presă la finalizarea lucrărilor pe strada Industriilor. Acest proiect de infrastructură nu doar că aduce beneficii practice, dar reprezintă și un semnal puternic de susținere pentru mediul de afaceri și un angajament ferm față de dezvoltarea comunității. Privind acest foarte izbutit filmuleț pregătit de colegii de la Consiliul Județean, nu pot să nu-mi amintesc discuția din 2020. Eram toți cu măștile pe față, parcă e în alt mileniu, în altă viață, dar a trecut foarte puțin timp de atunci. Și chiar dacă e un drum, drumul ăsta a avut istoria lui și dificultățile lui și uitați anvergura lucrării, va deservi și va avea părticica lui în ceea ce îndrăznesc să spun că este revirimentul platformei industriale Onești, fie că vorbim de investițiile în hidrogen și în dezvoltările care au loc la RAFO, fie că vorbim de noul saleduct de la King Complex și dezvoltările care au loc la King Complex, fie că vorbim de dezvoltările pe agricultură care au loc pe fosta platformă UTON, fie că vorbim de ecologizarea care urmează să se realizeze la batalurile Carom. Lucrurile astea arată că pe platforma industrială motoarele s-au repornit, exact ceea ce vorbeam în 2020, și mă bucur că parte importantă din povestea asta de succes sau din acest scenariu este parteneriatul dintre Consiliul Județean și primăria din localitate, care îndrăznesc să spun că este mai fructuos ca niciodată în istoria post-decembristă a celor două instituții. Vreau să subliniez, nu mai târziu de această săptămână, Guvernul României a alocat 500.000 de euro, aproximativ 500.000 de euro către municipiul Onești prin hotărâre de guvern, alți bani în plus care sunt convins că domnul primar îi va multiplica prin proiectele și investițiile pe care le realizează în comunitatea oneșteană. Felicit cele două instituții și conducătorii celor două instituții și să sperăm că 2024 va fi un an cel puțin la fel de fructuos ca precedentul. Mulțumesc! Politicul este cel care trebuie să fie, care este vinovat de lucrurile bune și de lucrurile mai puțin bune din viața oamenilor, din viața unei comunități. Sigur că de această dată suntem la un eveniment pozitiv, și anume îndeplinirea unei promisiuni făcute în urmă cu 3 ani. Eram în decembrie 2020 și ca urmare a unei întâmplători eram într-o campanie electorală. Întâmplător astăzi ne aflăm în buza altor campanii electorale. N-are rost să ne formalizăm și să ne ferim de cuvinte. Dar atunci eram la aproximativ o lună de când și domnul președinte Ivancea și domnul primar Neghină își preluaseră mandatele pentru următorii 4 ani și ca urmare a bunei colaborări între cei doi care se întrezărea de atunci și ca urmare a solicitărilor venite din partea agenților economici mai mari sau mai mici de pe platforma industrială Onești, pentru că platforma industrială Onești în 2020 ca și din 2023-2024 arată cu totul și cu totul altfel, renăscută față de ceea ce la un moment dat ne obișnuisem cu toții, în urmă cu 10, 12, 15 ani, era o zonă care nu mai producea locuri de muncă, nu mai genera taxe și impozite locale, era o zonă care trăia foarte mult din amintiri. Astăzi această zonă a renăscut, s-a refăcut. Este o platformă unde lucrează sute, poate chiar mii de oameni, agenții economici care contribuie la buna dezvoltare a Oneștiului, care din discuțiile pe care le-am avut cu dânsii susțin prin taxe și impozite bugetul primăriei Onești
dar sunt mulțumiți de felul în care Oneștiu și actuala administrație gestionează acest buget și direcția pe care merge Oneștiu. Și atunci, sigur că acest tip de parteneriat între județ și municipalitate suntem și noi bucuroși să le susținem. Cum spunea și domnul primar și domnul președinte, nu este singurul, sunt mai multe și pe zona de infrastructură și pe zona de sănătate și cu siguranță vom mai avea și alte provocări în viitor, pentru că nu mi-este rușine să recunosc că în ceea ce privește relația Consiliului Județean Bacău cu Primăria Onești, 2020-2024 a fost poate cea mai fructuoasă perioadă din istoria ambelor instituții în colaborări comune. Și sigur că asta ține în primul rând de cei doi oameni care conduc aceste instituții, de un anumit tip de voință politică și un anumit tip de eficiență a acestor asocieri și colaborări comune. Repet, toate s-au dus la final. Ați văzut un proiect, Piațeta, l-am văzut cu toții, de fapt, la finalul anului trecut, care a fost salvat poate în ultimul ceas de constructor și de Primăria Oneșteană și aici iarăși suntem bucuroși că am participat cu parte din finanțare. Toate proiectele au mers alert, au avut parte de interes și monitorizare continuă și permanentă din partea primarului de Onești. Sunt și alte parteneriate în deroare, vor mai fi și altele. N-are rost să stricăm ceva care funcționează. Și a funcționat foarte bine, repet, 2020-2024 pentru ambele instituții au fost poate cea mai fructuoasă perioadă. Și iată că la Onești electoratul sau oamenii din Onești au avut mai mare dreptate decât au avut celelalte partide politice, dând cheile acestui oraș primarului Neghină. Pentru că, repet, și o spun cu toții și cred că o vor spune și cifrele în acest an, toată lumea este, sau părerea quasi unanimă este că administrația oneșteană poate raporta misiune îndeplinită. Și nu este puțin lucru, acest lucru. Noi, încă o dată, și eu și colegii mei, și domnul vicepreședinte Panfil, și domnul prefect Bogdanel, și domnul președinte, ne bucurăm că suntem în aceeași echipă, o echipă care, când ne-am asumat ca formularea ne ținem de cuvânt, am și înțeles ce înseamnă să te ții de cuvânt și un proiect pe care l-am promis în 2020 și mulți l-au catalogat atunci doar ca o promisiune electorală, astăzi îl raportăm ca un obiectiv îndeplinit și ne place să credem că ne caracterizează cu preponderență acest tip de abordare și ne diferențiază față de ceilalți competitori de pe scena politică și iată că a venit și anul 2024 în care va trebui să facem bilanțul la aceste lucruri și să punem tușa și diferența între noi și ceilalți. Sigur că sunt și alte proiecte în acest județ care merg mai greu, mai anevoios, dar în general ce am promis ne-am ținut de cuvânt, iar unde nu am reușit să ne ținem încă de cuvânt, există explicații pertinente și care țin de condiționalități legale sau de alte instituții cu care trebuie să colaborez, să presez, astfel încât aceste proiecte să meargă mai departe. Încă o dată felicitări celor doi parteneri din această asociere și sunt convins că la Onești de-a lungul acestui an ne vom mai vedea și la alte recepții de obiective importante din viața comunității. Mulțumesc frumos! La finalul lunii ianuarie a avut o conferință de presă susținută de directorul general al Raja Aurel Presură, de primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, dar și de către consultantul proiectului pe fonduri europene, Gheorghe Boieru. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, un proiect ambițios ce asigură locuitorilor accesul la un standard normal de viață. De altfel, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină și-a exprimat mulțumirea față de implicarea celor de la Raja prin implementarea proiectului de alimentare cu apă. Implementarea acestui proiect de peste 275 de milioane în orașul Onești este foarte important pentru cetățenii orașului. În primul rând, vreau să vă spun că începând cu luna iulie vom avea a doua sursă de alimentare a orașului dumneavoastră. Știți foarte bine că au fost foarte multe situații când orașul n-a avut apă pentru că
Așa stau lucrurile, suntem captivi la CRAB și când apare o avarie pe conducta de alimentare a orașului dumneavoastră, noi nu avem altă soluție. În felul acesta am reușit să eliminăm acest disconfort și cetățenii orașului vor avea apă 24-24 de ore în continuu. În afară de acest proiect, am făcut și reabilitarea unor rețele și extinderea unor rețele de canalizare și, de asemenea, stația de epurare. Am reușit să finalizăm aceste două proiecte. Doar proiectul legat de stația de filtrare, care va fi pus în luna a șasea, a pus în funcțiune, va rezolva în totalitate problemele orașului dumneavoastră. Mulțumesc. Da, este cu adevărat un proiect ambițios, foarte necesar pentru comunitatea noastră. Așa cum am spus și în timpul conferinței de presă, beneficiile care le vor resimți cu adevărat oneștenii vor fi în momentul în care se va finaliza a doua sursă de apă. A doua sursă de apă, din discuțiile care le-am avut cu conducerea Raja, cel mai probabil la jumătatea anului va fi finalizată, moment în care oneștiul nu va mai resimți acest disconfort. Vor mai exista cu siguranță mici avarii, dar realizându-se și aceste sectorizări, avariile vor fi de mici dimensiuni. Cel mai important este că nu vor mai exista aceste întreruperi majore, cea pe care am avut-o în luna decembrie, pe care cu toții am resimțit-o și nu a fost deloc confortabil. Aceste situații după luna a șasea nu vor mai exista la Onești. În primul mandat ați avut reale probleme în ceea ce privește întreruperile la apă, iată că acum sunt din ce în ce mai rare. Sunt cu adevărat din ce în ce mai rare, cu toții le observăm, unii mai mult, alții mai puțin, dar într-adevăr lucrurile s-au îmbunătățit. Venirea societății Raja la Onești a fost cu adevărat un câștig pentru comunitatea noastră. Ne mândrim pentru că suntem la Raja de 20 de ani, am depășit un miliard de euro în investițiile în apă și apă uzată. Eu sunt foarte mândru pentru că Raja e cel mai mare operator din România. La Onești aici îmi plac foarte tare oamenii, mi-a plăcut tare mult cu domn primar. Fără dânsul nu făceam aceste proiecte în timpul pe care l-am avut la dispoziție și a fost și o ambiție personală a lui Raja să aducem apă oamenilor, pentru că totuși suntem în 2024, să n-ai apă parcă nu e bine așa, da. Sunt la dumneavoastră din 2012, când am făcut analiza de dezvoltare și implementare a proiectelor. Atunci, cu surprindere, am văzut că avem nevoie de apă. I-am spus și unei prietene care e plecată de la dumneavoastră de aici, Loredana, care e prietenă cu mine, i-am zis, băi, sunt la tine acasă la Onești și vrem să facem treabă. Și Oxa, companie foarte bună, și Laurențiu și-au făcut treaba. Noi n-am făcut decât să formăm o echipă. Și la dumneavoastră merită această echipă și eu mulțumesc oamenilor care i-am mai supărat. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 15 februarie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 7 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 0 grade Celsius. Vineri 16 februarie, vremea se mai răcește, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu va trece de 8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.